Fenomenul majorărilor de preț în Moldova se refrânge asupra populației care devine tot mai săracă și este nevoită să-și reducă cheltuielile. 50% din cetățeni susțin că sunt în imposibilitatea de a achita facturile la gaz. Oamenii sunt extrem de nemulțumiți, iar supărarea față de guvernare atinge cote inimaginabile. Declarația a fost făcută de expertul economic Veceslav Ioniță în cadrul emisiunii Moldova zi de zi de la postul nostru de televiziune. El a venit cu un mesaj și către reprezentanții puterii, pe care totodată i-a îndemnat să fie foarte atenți la declarațiile îndreptate spre Federația Rusă. Potrivit expertului economic Veceslav Ioniță, în 2021 Republica Moldova a înregistrat cea mai mare inflație din ultimii 18 ani. Inflația produselor alimentare lovește cel mai tare în păturile social vulnerabile și în cei în vârstă. Din ce cauză? Din simplu motiv că dacă un om în mediu consumă produse alimentare la nivel de 35-40% din bugetul lui pentru produse alimentare, ceea ce este foarte mult, asta arată cum este într-o sărăcie totală, atunci oamenii în vârstă cheltuie pentru mâncare mai mult de 50%. Dacă tu cheltuie mai mult de 50%, tu ești la limita subsistenței. Pe lângă creșterea bruscă a prețurilor la produsele alimentare, și prețul pentru gazele naturale este fără precedent în istoria țării, iar tarifele vor crea presiuni pe capacitatea de plată a populației, susține expertul. Plata gazului și plata facturii a devenit o problemă. 50% din populație ne-au declarat că sunt practic în imposibilitatea de a achita și au spus că vor trebui să-și limiteze cheltuielile. Populația este extrem de nemulțumită. Nemulțumirea față de guvernare pur și simplu atinge niște cote inimaginabile. În context, Ioniță a îndemnat guvernarea să fie mai prudentă în declarațiile publice, mai ales cele ce țin de gazele naturale. Să nu uite că ei vor trebui în viitor apropiat să meargă, să dea mâna și să discute încă o dată cu Federația Rusă. Mesajele publice trebuie să fie foarte atente și echilibrate. La noi, la guvernare, sunt tineri, ei sunt cu sângele fierbinte. Cu referire la recordurile pe care le avem zilnic la prețul benzinei și motorinei, economistul susține că nu trebuiau majorate accizele la produsele petroliere. Marea greșeală, afirmă el, a fost și introducerea unei noi metodologii de stabilire a prețurilor. Noi acum plătim cu 55 de bănuți mai mult pentru benzină datorită accizului. Era cel mai bine dacă prețurile se fixau cel mai rău caz cum era cândva la 2 săptămâni sau cel mai bine odată pe lună. Veceslav Ioniță susține că Republica Moldova va fi lovită de crize și scumpiri cel puțin până în vară.